o plăcere deosebită să-i revedeți pe toți foștii dinamoviști. O deosebită plăcere, puțin spus, eu, niște amintiri extraordinare, generația care am crescut, care am obținut cele mai bune și mari rezultate din fotbalul românesc până la anii 90. Este o echipă extraordinară care a rămas în amintirea tuturor dinamoviștilor și mai ales a noastră, care am crescut cu ei și au obținut pentru prima dată calificarea în Liga Campionilor și a întâlnit echipe puternice ca Minsku, Hamburg, Liverpool, nu echipe de mâna a doua. Dar sunteți nostalgic, așa se ei vede. Ei v-au făcut să investiți în fotbal? N-am crezut niciodată, fiind copil și asta vorbeam cu Ionuș, cu Florin, înainte de Liverpool am stat 6 ore în ploaie. Toate meciurile am fost pe stadion. Niciodată n-am crezut că voi ajunge să conduc un club ca și Dinamo și să și obțin cele mai mari rezultate din istoria lui Dinamo. V-au pregătit și dumneavoastră un filmuleț, ați văzut? Da. Mulțumesc. A fost o surpriză plăcută și amintiri care nu fac altceva decât să-ți dea lacrimile. Când vom vedea Dinamo din nou acolo sus? În momentul în care se va face stadionul, cu siguranță în 2-3 ani de zile Dinamo va fi acolo unde l-ați văzut aici. Cu dumneavoastră? Nu, cu mine sigur nu. Cu mine... Suporter și pe la tribuna oficială. Dar vă mai uitați la meciuri așa? Mai aveți sentimentele astea pe care le-ați trăit în anii trecuți? Mai există sentimentele astea? Tu știi unde am eu biroul și... Păi sunt momente, sunt momente în care îmi dau lacrimile și îmi fac rău dacă mă uit. Eu știu, am trăit alături de această echipă extraordinară și unicată perioada 79-90. Am avut rezultate extraordinare, am fost în galerie, am fost director de marketing, am fost sportiv, am patron, acționar, de toate. Jucător, nu ai spus, Andrei. Asta e. Care a fost jucător? De ce nu mai vreți să investiți deloc? Pentru că mi-a ajuns și nu mai am motivația necesară să investesc și erau alte vremuri atunci. Gândiți-vă că era o luptă de spartani adevărați. Nu? Gândiți-vă la Iancu, la Porumboiu, la Copos, la Nașu, Becali, la Stan, Jean Pădureanu, Penalti. Păi, și acum ce a rămas? Acum... nu era problemă, că noi aveam bugete peste 15 milioane de euro și constant. Cine cu cine se mai batea? Atât era bugetul atunci? Da, Dinamo avea bugetul. Păi, Dinamo, dacă nu există o echipă în România să-i facă ce făcea Dinamo, adică noi în momentele alea luam tot ce vream. Când ne supăram, am luat și de Dor Craiova. Am luat și pe Lobon, și pe Bratu, și pe Dănciulescu, și pe Torje, și pe Zicu de la Rapid. Deci era greu să țină cineva pasul cu mine atunci. Se mai bate cineva acum? Cine cu cine? Domnul Becali cu cine a rămas? Păi el a rămas acolo. Cred că se bate Nașu singur. Nu mai are păi ia orice jucător, ați văzut... important să și câștige. Câștigă și-l titlu? Eu zic că anul ăsta au cea mai bună echipă și eu zic că îl va câștiga. Dinamo... Aveți încredere în actualii acționari de la Dinamo? Că poate să redreseze corabia? Să dea Dumnezeu să redreseze, să nu retrogradăm, dar nu sunt în momentul de față, au făcut eforturi, dar nu sunt de nivelul performanțelor lui Dinamo și trebuie să-și asume și trebuie să iasă și să spună. Chiar dacă eu l-am criticat pe Burcă, am înțeles că a venit Florin Marin lângă el. Un lucru extraordinar, după părerea mea. Florin Marin
unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat și un pedagog și un tehnician foarte bun. Acum trebuie lăsat Burcă să-și termine, pentru că altă variantă mai bună, ținând cont de simbioza între conducători și antrenori și nivelul unde nu este, domne, nu am echipă, mă duc și cumpăr toată tot CFR-ul sau toată Craiova. sau toată Craiova sau da, nu este de gura asta și atunci trebuie să luptăm cu ce avem. Și sperăm din tot sufletul să salveze de la retrogradare. Mergem la Euro cu Edi Iordănescu? Da, eu zic că are ceva și din norocul tatălui și eu zic că să mergem, pentru că nu prea am jucat cu nimeni. Vă vedem în Germania? Nu. Mă vedeți la Birou și după când se face stadionul, pe stadionul. Luați o lojă acolo cu numele? Mai multe loji. Mai multe, da. Ok, mulțumesc. Seară. Hai, zi, spune-te, da, că s-a retras exact. Așa e, da, așa e, că am și uitat de Gabriel. Hai. Au trecut câteva zile și am... Da. Dați primă, da? Întrebarea asta n-ați gândit-o. Da. Așa e, da. Da. Gabriel s-a retras după foarte mult timp, spunea că ar fi putut să mai joace încă 5-6 ani, dar... Gabi Tamaș face parte din o generație de jucători extraordinară. S-a retras într-adevăr un spartan adevărat, din toate punctele de vedere. Deci un jucător extraordinar, un suflet extraordinar, un spartan care era bun și acasă și în deplasare și era numărul unu la tot. Și la fotbal și la și în timpul liber. Dar mai rar așa, dar mai rar. O întâmplare care v-a marcat cu Gabi în afara terenului. Eram la... Era vreo 2-3 dimineața, eu tot timpul controlam și jucătorii și mă sună Victor. Borcea, scoală-te! Ce s-a întâmplat? Hai la bilioner că se bate Tamaș. Erau acolo cu Semeghin, cu Chris Grey. Și spusese unul de Steaua și Tamaș direct i-a dat una și l-a aruncat peste masă. Și noroc că noi cunoșteam și patronii și oamenii de acolo și am venit la 3 dimineața. Sunt multe întâmplări cu Tamaș, multe da. Întâmplări, dar și ne-a adus atâtea mult bucurii. Mult prea vulcanic, Gabriel, poate dacă nu era atât de vulcanic. Suflet, nu, un suflet extraordinar, un suflet foarte, foarte sensibil. Și v-am spus, s-a retras un spartan adevărat. Deci... Puțin spartani adevărați a avut Dinamo de când sunt eu, chiar dacă au fost jucători extraordinari, dar el un spartan adevărat. Îl vedeți? Dinamo s-a simțit cel mai bine în carieră. Este normal, gândiți-vă că l-am luat de 4 ori. L-am vândut de 4 ori. L-am luat la gratis. L-am vândut. Normal. Dar îl vedeți antrenor? Da, îl văd antrenor pentru că acum este mult mai matur, știe și greșelile care le-a făcut și are ce să le explice jucătorilor și ce să învețe.